poți personaliza sistemul multimedia integrat OpenAR pentru o experiență de conducere mai intuitivă și mai personalizată. Poți configura caracteristicile sistemului multimedia în domeniul vehicul. Selectează setări. Vei vedea o listă de setări pe care le poți modifica. Utilizează meniul sunet pentru a ajusta volumul apelurilor. Notificărilor de sistem și alertelor sistemului de navigare. Pentru a ajusta volumul, glisează degetul pe bara de volum dorită. Poți alege un ton de apel telefonic apăsând aici. Selectează tonul de apel dorit sau adaugă unul și apasă OK. Poți utiliza meniul unități pentru schimbarea unităților de măsură. Poți afișa distanțele în mile sau kilometri. Din meniul rețea și internet, poți activa sau dezactiva conexiunea Wi-Fi pentru a utiliza partajarea conexiunii telefonului. Nu uita, în acest caz vei utiliza datele telefonului pentru a executa aplicații integrate, cum ar fi Hărți Google. Consultă aici informațiile privind utilizarea datelor. Vei putea afla de asemenea ce volum de date utilizează aplicațiile tale atingând acest punct. Poți selecta avertisment utilizare date pentru a seta alerte atunci când atingi un anumit prag de utilizare. De asemenea, poți seta o limită de utilizare a datelor. Atinge conectivitate pentru a verifica starea conexiunii tale. A activa sau dezactiva funcția de partajare a datelor șoferului cu Renault și a consulta informațiile juridice și starea rețelei. Din meniul Bluetooth, poți activa sau dezactiva conexiunea Bluetooth pentru sistemul multimedia sau poți asocia un nou dispozitiv cu vehiculul. Alege un dispozitiv din listă și apoi atinge Asociere. Vei putea selecta caracteristicile dispozitivului pe care dorești să le utilizezi în sistemul multimedia. Utilizează meniul Poziție pentru a configura locația vehiculului. Verifică aici cele mai recente solicitări de locație și configurează permisiunile de acces pentru datele de locație apăsând aici. Din meniul Aplicații și notificări, poți configura aplicațiile și notificările din sistemul multimedia OpenAR Link. Consultă aici lista de aplicații. Poți gestiona de asemenea permisiunile aplicațiilor și poți defini permisiuni de acces specifice pentru fiecare aplicație. Utilizează meniul Data și ora pentru a seta formatele de dată și oră și a schimba fusul orar setat automat de sistem. Poți vedea spațiul de stocare al sistemului multimedia accesând meniul Stocare. Din meniul Protecție profil, poți alege sau schimba modul de blocare a profilului. Utilizează meniul Sistem pentru a configura setările sistemului multimedia, cum ar fi opțiunile de limbă sau introducere.
poți configura sintetizatorul vocal al asistentului Google atingând ecranul aici. Acum poți schimba cadența și tonul acestuia. Poți consulta aici informațiile privind sistemul multimedia OpenRLink atingând despre și informații juridice. Pentru a reseta preferințele aplicațiilor din sistemul dumneavoastră, atingeți ecranul aici. Din meniul Google, configurează asistentul Google și autocompletarea Google. De asemenea, poți trimite feedback către Google despre aplicațiile Google din vehicul. Vei putea schimba aceste setări doar atunci când vehiculul este staționar. Nu uita că configurația sistemului tău multimedia este asociată profilului tău de utilizator. Dacă profilul se schimbă, se va schimba și configurația sistemului.